ziua și bine ați venit la momentul festival reunirii lotului Fotaisa Turda pentru nou sezon. Noul sezon de Liga Națională Masculină și un sezon care, spre bucuria noastră și a tuturor turdenilor, coincide cu a doua participare în cupele europene a clubului de handbal. Vorem alături pe domnul primar, Ovidiu Gal și Bogdan Bulgaria, colegii mei cu care manageriem acest club. Aș vrea să deschid această discuție, această conferință de presă cu un moment important care s-a petrecut acum 3 ani de zile, exact în această încăpere. Moment în care soarta echipei era foarte instabilă, sub semnul întrebării, nu știam dacă această echipă va putea continua, deși dorința exista, deși toate condițiile ar fi putut fi asigurate, dar erau probleme de natură legislativă, probleme de interpretare și chiar în ziua respectivă, când ne pregăteam, ne găsim nicio pistă de rezolvare să închidem activitatea, să le zicem la revedere sportivilor care au fost aici la Turda și au dus-o în prima ligă. Am avut o discuție cu domnul Cristian Matei, pe vremea aceea conducea compania de apă, acum este în postura de primar. A venit și într-un moment providențial, în decursul a unei săptămâni, după o discuție avută aici, cu toți sportivii la o temperatură de 40 de grade, s-a regăsit speranța, s-a putut ajuta clubul, intervențiile avute și modalitatea în care s-a rezolvat a fost una care ne-a dat posibilitatea să ne continuăm activitatea și, după cum ați observat, 3 ani la rând, nu am ieșit din primele 4 echipe din România din acel moment. Am fost ajutați într-un moment în care nu știa nimeni despre noi, într-un moment în care nici noi nu știam dacă mai putem exista. Și iată că suntem aici să vorbim despre a doua participare în cupele europene, cu medalia de bronz de acum 3 ani de zile și cu o motivație foarte, foarte bună. Pot să spun că datorăm foarte mult sprijinul avut și, în ciuda celor care au afirmat în ultimul timp că echipa nu va continua, că noua conducere administrativă a orașului nu va susține proiectul Fotaisa, ei bine, eu vă pot spune în acest moment că am fost susținuți exact de această conducere actuală administrativă a municipiului atunci când nu se aștepta nimeni, cu atât mai mult de acum înainte. Îi dau cuvântul domnului primar să ne adreseze cuvântul lui de deschidere și să mă completeze. Mulțumesc mult. Ar fi multe de spus. În primul rând, vreau să vă declar că voi practica un management proactiv în ceea ce privește primăria Turda. Am început cu o serie de măsuri destul de importante în ceea ce privește ordinea publică și curățenia în oraș. Vom continua cu probleme mult mai importante. Sigur, avem un buget destul de întregit ca pondere, ca mărime, dar noi trebuie să căutăm soluții pentru a rezolva toate problemele orașului, chiar dacă bugetul este așa cum este. Beneficiez de sprijinul câtorva oameni inimoși, foarte dăruiți din acest oraș și aici aș aminti pe conducerea echipei de handbal, pe Bogdan Bulgaria, care totdeauna a pus umărul când trebuie și sunt convins și mi-a declarat cu câteva minute înainte că va fi același om și mai mult va fi alături de mine în ceea ce privește destinele orașului. O să aibă o pondere importantă și o să-l consult în acțiunile pe care le vom face. Vreau să vă spun că voi găsi niște soluții alternative la tot ce înseamnă lipsă de bani. Un municipiu ca și Turda este un municipiu bine dezvoltat, care va fi cel mai important centru sau cel mai important nod rutier și comercial din cel puțin din Ardeal, datorită faptului că beneficiem de aceste linii de autostradă, care în momentul în care vor fi cele 4 axe de autostradă care vor porni în toate cele 4 direcții,
Turda devine foarte important. Deja a început, devine important, vreau să vă anunț în premieră. Am primit de la Ministerul Fondurilor Europene cu câteva zile o adresă prin care suntem anunțați care sunt facilitățile oferite de Ministerul Fondurilor Europene pentru investitorii care vin în zonă, cel puțin în parcurile logistice care se vor crea. Deocamdată este doar unul, Groenland Launch, care deja sunt 6 sau și încă 2 mexicani, deci vreo 8 companii care intenționează să vină. Plus, voi pune la dispoziție și voi informa populația și companiile care doresc să vină și facilitățile pe care le vom acorda ca și consiliul local celor care doresc să facă investiții în zona Turda. De asemenea, aș aminti această polivalentă, care are deja un studiu de rezabilitate efectuat. Trebuie doar noi studiu și la Ministerul Dezvoltării vom face demersuri încât să începem lucrările, să obține finanțarea pentru această sală, care în acest moment este creată, dar adică este programată pentru 2000 de locuri, deci mult mai mult de cam de 3 ori cât are această sală noastră, care vreo 700, da? Și dar vom face demersuri dacă putem să o aducem la circa 3200 de locuri, una dintre modele, una dintre cele mai mari sală polivalente din România. Eu cred că această sală polivalentă va rezolva multe probleme în ceea ce privește competițiile pe care noi le putem aduce la Turda și, bineînțeles, echipele de marcă care există în România să vină cât mai des aici. Nu neapărat numai handbal, ci putem să facem și competiții în alte domenii sportive. Sunt foarte multe de spus, foarte multe proiecte care se vor derula, dar acum mă gândesc că la această soluție alternativă pe care am propus-o, ca o primă soluție alternativă, să putem mări bugetul echipei de handbal, ca dumneavoastră să vă puteți desfășura activitatea în condiții optime. Această soluție pe care vă voi expune în continuare, nu numai că va rezolva, sper, problema handbalului turdean, dar va fi și o deschidere către mediul privat, așa cum spuneam și în programul meu de campanie. Eu doresc să fac o deschidere spre mediile private, spre asociații și fundații. Vom face niște discuții de lucru de așa manieră încât să creăm niște medii în care turdenii să își desfășoare activitatea. Discutam ca soluție alternativă o invitație pe care deja am discutat-o cu domnul președinte și cu cei doi antrenori, invitație cu antetul primăriei și cu antetul clubului de handbal. Oricum există un contract de asociere între cele două și vom face invitație în sala mare a primăriei tuturor firmelor private din Turda, indiferent că sunt autohtone sau sunt companii multinaționale sau de orice ordin și nu numai, o să avem și invitați probabil și firme de la Cluj, în care vor fi invitați actorii economici, vor fi invitați conducerea clubului, vor fi invitați consilieri locali, poate că și jucătorii la un moment dat, în care dânsii se prezintă ce este echipa, noi o să facem niște prezentări a actorilor economici care deja ajută, sponsorizează echipa de handbal, sperând ca cei care încă nu o fac să o facă și de așa manieră să putem avea cât mai multe fonduri la echipa de handbal. Asta nu înseamnă că depinde de ce sume se vor aduna, dar Consiliul Local va contribui în continuare la susținere, bineînțeles, în măsura în care vedem cât sunt sumele de sponsorizare, iar noi vom aloca de la Consiliul Local sumele care sunt necesare pentru ca activitatea să funcționeze. La campionatul viitor, când se va pune problema, vom vedea și ce sume sunt disponibile pentru
participări la campionatul european, dar este deja încă departe, trebuie să întâi să rezolvăm aceste probleme. Vreau să vă spun că vor contribui și companiile cu capital local, companiile cu capital OAT Turda, la bunul mers al acestei echipe și ar dori cetățenii să informez că vom face atâtea acțiuni menite să ca această echipă să existe, chiar dacă vom duce până la urmă la degrevarea Consiliul Local de aceste sume. Dar această echipă nu are voie să moară. Trebuie să meargă înainte, avem copii destoinici aici. Eu am urmărit și fluxul de cheltuieli, i-am rugat să-mi aducă conducerea clubului ca să vedem ce cheltuieli se fac aici. În principiu vreau să vă spun că nu sunt exagerate, sigur că circulă tot felul de zvonuri, dar aici fiecare om este plătit pe valoarea din echipă, ceea ce mă bucură și mă face să lupt pentru ca această echipă să meargă în continuare. Am discutat și cu domnul Bulgaria, mă va sprijini în demersul, ținând cont că este directorul general al unei companii importante din oraș și nu numai dânsul, probabil că vor antama și alt directori ca să facem un mediu privat deschis, în care firmele din Turda să colaboreze între ele, să-și comercializeze produsele unul altea, dar cel mai important este să aducă contribuția la strategia pe care trebuie să o avem în ceea ce privește cheltuirea banului public. Sigur că în acest moment echipa de handbal este finanțată aproape integral din banul public, este deocamdată asta este situația, nu zic că este bine, nu zic că este rău, dar vom face ca firmele private să-și aducă contribuția la acest lucru. Și mai mult, vreau să vă anunț că am avut o discuție vineri cu 4 senatori și 2 deputați pe care i-am rugat de urgență la deschiderea sesiunii parlamentare să înceapă să lucreze la legea sponsorizării sportive, lege care încă nu s-a dat, nu înțeleg nici ce nu s-a dat, dar dorim să promovăm ca în final ea să fie promulgată, fiindcă în acel moment se schimbă mult situația sportului în general și a excelenței sportive în special. Dacă aveți ceva întrebări? Spuneați de sponsorizări cu legea sponsorizării. Tot la legea respectivă s-a referit și acum câțiva ani în urmă domnul senator Cortoș când zicea că face demersuri pentru a putea rezolva problema finanțării sportului profesionist. Da, deci la această lege s-a referit și acum toți noi, după ce vom face acest, să spunem, forum sau cum vreți să-i spunem, întâlnirea cu actorii economici din zonă, acolo vom da și o rezoluție. Dacă sunteți de acord, dăm o rezoluție înspre parlamentarii noștri, ai noștri în sensul că din județ, da, avem 14 parlamentari, să facă toate demersurile, să filme cei care inițiază această lege. Mulțumesc. În susținerea celor spuse de domnul primar, raportat la implicarea mediului de afaceri, aș vrea să-l invit pe domnul Bogdan Bulgaria să ne spună câteva cuvinte. Este unul dintre artizanii, să zic așa, pe plan local ai susținerii echipei noastre. O susține atât din punct de vedere al colaborării cu societatea pe care o conduce aici la Turda, cât și din un alt plan, băiatul dumnealui este unul dintre sportivii de marcă ai grupelor de juniori, grupa din care face parte, sunt vicecampion național, o realizare foarte mare, pentru că suntem singura echipă cu jucători doar din Turda, autohtoni, care reușim să jucăm o finală de campionat. Toate celelalte sunt selecționate din multe județe cu alte posibilități. Noi, de la Turda, am reușit să jucăm finala și să obținem medalia de argint. Aș vrea să ne spună câteva cuvinte despre modul în care dânsul vede susținerea din punct de vedere al mediului privat și de ce o face dânsul. Mulțumesc, Flaviu, că am multe cuvinte pentru importanța mea, deci cred că sunt cel mai puțin semnificativ la masa asta.
Am fost aproape de la început alături de ei, din respect și din admirație pentru munca care au depus-o și pentru lucrurile de calitate care l-au făcut întotdeauna, atât domnul președinte Săsăia, cât și antrenorii, frații Horatiu și Ovidiu Gal. Cât am putut, am ajutat și eu și firma pe care o conduc la bunul mers al acestei echipe. Sunt și membru în Consiliul Director. Însă poate cel mai important rol al meu la masa aceasta este să pun umărul și să ajut proiectul care va fi demarat de domnul primar Cristian Matei, care va implica practic atragerea implicării tuturor firmelor private din zonă, într-o mai mică sau mai mare măsură, așa cum este normal și cum ar trebui să se întâmple în toate comunitățile civilizate, ca să ajutăm la dezvoltarea sportului aici. Noi avem marele avantaj că avem persoanele cu expertiză în oraș, mă refer la domnul președinte și la cei de antrenori, care știu cum și în ce condiții trebuie să funcționeze în condiții excelente un club de calitate. Și atunci, dacă avem marea șansă ca domnul primar să privească cu simpatie acest fenomen și dacă vom reuși să și atragem suficiente implicări din partea firmelor private, eu sunt optimist că clubul și rezultatele vor merge în direcția bună. Am uitat să spun ceva. La acea întâlnire cu mediul privat, primul invitat este presa. O să vă rog să veniți toți să asistați la dezbateri, că este foarte important ceea ce se discută acolo. Și în momentul în care dumneavoastră a existat acolo, deja și chestiunile care se pun sunt mult mai responsabile. Eu n-aș minimaliza chiar așa tare pe domnul Bulgare, că o să mai mult cât este părinte de sportiv, nu? De handbalist. Da. Și asta este foarte important. Noi acum, joi sau vineri, vom avea niște hotărâri de consiliu, datorită faptului că este un nou consiliu local, o să vedem un nou comitet director la clubul sportiv Cătăiei Săturla și un nou reprezentant al consiliului local în Anglia, de așa manieră încât să și intre în probleme și în atribuțiuni și să contribuie activ la tot ce se întâmplă. Am mai avut o intenție acum 2 ani cu domnul Flavio, tot așa ca și o soluție alternativă, ar trebui să amintesc că nu știu în ce măsură este cunoscută. Am încercat atunci conceperea unui pliant despre echipă cu niște promovatori sportivi, cu niște oameni de marketing sportiv renumiți din Cluj. S-a ajuns destul departe, dar din nou, datorită faptului că nu a existat legea sponsorizării, foarte greu să găsesc sponsor, atâta timp cât cheltuielile nu sunt deductibile, foarte puține își permit să aloce bani pentru aceste activități. Trebuie repede să fie promulgată această lege, fiindcă altfel sportul de performanță în România nu prea are șanse și trebuie să rezolvăm problema ca și în țările dezvoltate și din punct de vedere sportiv. În câteva cuvinte am să rog și pe domnul Ovidiu Gal să ne spună despre nou sezon și despre ce ne-am propus pentru anul care urmează, din punct de vedere sportiv. Bună ziua, mulțumim din nou. Din nou sunteți alături de noi în acest început. Ați fost alături de noi și la bine și la rău și de asta vă mulțumim. Mulțumim în primul rând domnului Matei Cristian, care anii trecuți, nu uităm, ajutorul important și sufletul care l-a pus alături de această echipă în momentele grele. Mulțumim pentru veștile bune acum din postura dânsului de primar. Veștile bune care le aduce, atât pentru echipă, cât și pentru mediul de afaceri al orașului. Să nu uităm, pe o structură, un mediu privat dezvoltat, unde afacerile prosperă, orice activitate va putea avea susținere. Au plecat 3 băieți de la echipă, au venit 3 băieți noi. Am completat, zicem noi și o să demonstrăm probabil în acest an, în acest campionat, am completat posturile să fie echilibrate și
Începem pregătirea de astăzi, cantonament, turnee. O să vă ținem la curent cu turneele și fiecare mișcare care va fi făcută. De asemenea, ca să punctez, o ultimă chestiune, importantă este liniștea și echilibru în echipă, liniștea și echilibru în stafful de management, între coechipieri, între colegii care joacă în teren. Și ne dorim în acest an să aducem mai multă liniște și mai mult echilibru în echipă. Mulțumesc! Dacă se poate, aș vrea să mai transmit un mesaj către celelalte discipline sportive din Tula. Deci să fie convinși că așa cum am început și am fost printre puțini sponsori ai celorlalte activități sportive, chiar și școlare, echipe școlare care sunt deja în divizii, care joacă. Așa cum i-am sponsorizat până acum, mă voi ocupa mai îndeaproape de celelalte discipline sportive, de așa manieră încât toată lumea să poată să facă sport. Acum aici vorbim despre o echipă de divizia A, vorbim de o echipă care face performanță și le doresc succes în continuare, să fie pe locuri cât mai înalte, dar asigur pe toți sportivii din Turda că mă voi ocupa de aproape absolut de toate cluburile sportive. Deja am avut foarte multe discuții cu școli de fotbal, deja cu școli de handbal, am discutat și cu antrenorul Lazar și am purtat cam toate discuțiile care trebuie purtate pentru ca să pot îmi face imagine asupra ce înseamnă întotdeauna la emulația sportivă și să putem apăsa pe butoanele care trebuie pentru ca toți sportivii să nu fie frustrați de activitatea pe care o practică și copiii să vină în număr cât mai mare la activități sportive, indiferent de natura lor. Basket, volei, handbal, fotbal, chiar dacă este și handbal de masă. Există și un proiect pentru handbal în școli, pe la care o să vă rog să am tămas la acest proiect după ce o să vi-l prezint, fiindcă voi sunteți cei mai buni, dar trebuie ajutat și copiii, că și din rândurile elevilor puteți lua în continuare jucători de viitoare marcă, să spunem așa, dar care pot să evolueze foarte bine. E să fie convinși sportivii și cetățenii Turzii că nu, așa cum doresc să susțin handbalul și performanța în continuare, voi susțin în toate formele în care se manifestă în Turda, mă refer la performanță, iar handbalul de masă, sportul de masă nu va avea de suferit, din contră. Mă voi ocupa să aibă finanțele necesare pentru a se putea desfășura. Prima întrebări, dacă aveți. S-a rezolvat problema antrenorului cu Poptani de la echipă. Este în discuție colaborarea cu cineva pe acest segment. Discuțiile sunt în curs de desfășurare și în următoarele 3 săptămâni se va fura. Care este obiectivul echipei în sezon? Obiectivul este calificarea din nou în play-off, ca în fiecare an, același obiectiv, pe care dorim, așa cum am reușit până acum, să îl depășim și să mergem undeva acolo spre primele locuri. Nu ne schimbăm convingerile, suntem un grup care dorește să câștige mereu. Sunt grele înfrângerile, dar ați văzut cât de frumoase sunt victoriile și atâta timp cât publicul de aici din Turda și toți turdenii pleacă de multe ori cu lacrimi de bucurie de aici de la sală, credem că scopul nostru este atins în cel mai util și frumos mod posibil. Dorim ca și în cupele europene, dacă toate lucrurile merg normal, să mergem cât mai sus. E o cupă challenge, o cupă în care putem să ne afirmăm și cred eu, Turda să fie reprezentantă pe întregul continent, nu poate fi un lucru mai frumos. Este această echipă o modalitate frumoasă și foarte bine văzută de promovare a comunității. Lucru care m-a bucurat foarte mult a fost să văd că în comentariile pe care le postează în diverse rețele de socializare sau chiar în Viu Grai, turdenii
se regăsesc, vorbesc despre echipa lor, echipa noastră, ce facem, cu cine facem, pe cine batem, deci efectiv se regăsesc și se simt că este a lor. Mă bucur, acesta a fost și scopul. Avem 200 de copii aici la echipa de handbal, cu siguranță celelalte cluburi se bucură de sprijinul autorităților locale pe toate segmentele de sport. În ce ne privește pe noi, în fiecare an, așa cum a zis domnul primar, mergem, facem selecțiile pe școli, pe fiecare clasă. Antrenorii noștri au această misiune de a promova doar sportivi autohtoni. Acesta este scopul, să avem cât mai mulți în echipa mare, iar la momentul actual, cu mândrie pot să vă spun că deja sunt 5 sau 6 jucători care fac parte din lotul lărgit, ați văzut astăzi aici la sală. Avem deja 5, mai este unul, este la campionatul european, Bob Daniel, din Portugalia, unde s-a calificat în fazele superioare cu echipa națională. Avem un jucător de lot, cei mai buni pe postul lor la toate grupele de vârstă și asta ne dă mai speranțe că în câțiva ani de zile acest proiect își atinge scopul final de a avea o echipă compusă numai din turneni sau majoritatea să fie turneni. Chiar vă doresc să faceți asta. Ăsta este scopul final declarat de la începutul acestui proiect, Potaisa. În afară de cei 3 jucători care i-ați adus, mai aveți în vedere și alți jucători care să vină până la începerea campionatului? Nu, am adus doar 3, pentru că am dorit să împrospătăm lotul Potaisei cu jucători din propria pepinieră. Am adus acești 3 jucători și în același timp am promovat 3 din echipa care a ieșit vicecampion național. E modalitatea în care staful tehnic, antrenorii noștri, înțeleg să-i promoveze. Am folosit jucători de 16 ani în meci cu vicecampioana națională și au marcat gol. Le-a dat un curaj teribil și uitați că i-a promovat și pe latura grupelor de vârstă, le-au ajuns până în finala campionatului. Sunt în loturile naționale și au nevoie să joace. Dacă nu-i folosim de acum, se creează un decalaj foarte mare. Dar folosindu-i și integrându-i într-un lot cu jucători de mare valoare, avem 3 la echipa națională de seniori, trebuie să specificăm și acest lucru. Eu zic că e calea cea mai bună ca turdenii să ajungă să facă performanță în orașul lor, în echipa lor. Da. Vă mulțumesc frumos pentru că ați venit, un număr de mare, și sperăm să vă avem alături și la următoarele activități pe care le vom desfășura. Mulțumim mult de tot! Mulțumim!